Moldova va întâlni Suedia într-o partidă din cadrul preliminarilor campionatului european 2012. EuroTV va aduce cele mai interesante știri din culisele acestui meci. Bombă pentru fanii lui Ibrahimović. Zlatan nu vine la Chișinău. Starul vikingilor este accidentat și va rămâne în Suedia pentru a se recupera până la următorul meci al nordicilor cu Finlanda, care va avea loc marți 7 iunie. Vikingii au rămas fără capitan. Ibrahimović este accidentat și va rata meciul cu Moldova din preliminariile Euro 2012, care va avea loc la 3 iunie la Chișinău. Ibrahimović va rămâne în Suedia, așa au decis medicii, pentru că există pericolul ca în timpul deplasării piciorului Zlatan să se umfle. Sperăm că va fi capabil să joace măcar în partida de marți 7 iunie cu Finlanda, a declarat Erik Hamrén, antrenorul nordicilor. Internaționalii suedezi și-au expus și ei părerile față de lipsa lui Ibra în meciul cu tricolorii. Moldova ar putea simți acum că are mai multe oportunități, a declarat jucătorul lui Olympiacos Melberg. Zlatan este unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, dar am câștigat meciuri și fără el, a spus și Vern Blum de la AZ Alkmaar. În lipsa lui Ibrahimović, alți jucători vor putea să-și ieie mai multe responsabilități și le-ar putea reuși, a declarat jucătorul lui PSV Eindhoven Toivonen. Zlatan Ibrahimović, capitanul Suediei, s-a accidentat la 7 mai în meciul din seria Roma AC Milan, scor 0-0. Peste 3 zile, Ibra a jucat în manșaturi din semifinalele Cupei Italiei, Palermo AC Milan, scor 2-1, iar trauma s-a agravat. Haiducii moldoveni contra vikingilor suedezi. Moldova va juca cu țara blonzilor și a blondilor cu ochi albaștri. Suedia, adversara tricolorilor din preliminariile campionatului european din 2012, mai este cunoscută ca una din cele mai ecologice țări din lume. Suedia sau Regatul Suediei este o monarhie constituțională, stat situat în Europa de Nord. Rege din 1975 este Carl Gustav al XVI-lea, care îndeplinește astăzi numai funcții ceremoniale. Suedia a rămas o țară neutră în timpul celor două războaie mondiale și al războiului rece. În 1995 a devenit membră a Uniunii Europene. Capitala Suediei este Stockholm, cea mai importantă ramură industrială este construcția de mașini. O specialitate culinară suedeză este koldolmar, asemănătoare cu sarmalele. Acestea au fost aduse în Suedia în secolul al XVIII-lea de către armatele regelui Carl al XII-lea, care a petrecut 2 ani în exil pe teritoriul Moldovei, în Tighina. Una dintre cele mai însemnate personalități suedeze este chimistul Alfred Nobel, cel care și-a lăsat prin testament averea pentru finanțarea premiului care îi poartă numele. Prin mașinile Volvo știu că sunt cunoscute. Ca suedeză familie este. Suedia are o suprafață mai mare decât cea a Moldovei și din punct de vedere al numărului de locuitori, Suedia e superioară. În timp ce suedezii au o populație de 8,8 milioane locuitori, Moldova se apropie la 4 milioane și jumătate de suflete. În prezent, în Moldova, în divizia națională, evoluează 14 echipe, în timp ce în Suedia 16 cluburi sunt în Liga Superioară. Moldova va juca cu Suedia în cel de-al 6-lea meci al său din grupa E a preliminariilor campionatului european 2012, vineri 3 iunie la Chișinău, cu începere de la ora 20:30. Haiducii sunt inferiori în fața vikingilor. Selecționata Moldovei de fotbal valorează de 13,5 ori mai puțin decât cea a Suediei, iar Zlatan Ibrahimović, principala vedeta nordicilor, care deja nu va mai face deplasarea la Chișinău, costă de 4,3 ori mai mult decât întregul lot al tricolorilor.
109.850.000 de euro. Atât valorează lotul Suediei, format din 22 de jucători. Costul lotului selecționate Moldove este de 13,5 ori mai ieftin, cu un total de 8.125.000 de euro. Valoarea medie a lotului Moldove este de 369.000 de euro, pe când a Suediei este de 4.993.000 de euro. Alexandru Gațcan și Stanislav Ivanov sunt singurii jucători moldoveni care valorează peste 1 milion de euro. Cel mai ieftin fotbalist suedez este Ben Xan de la FC Copenhaga, care conform site-ului Transfermarkt este cotat la 1 milion de euro. Starul Suediei Zlatan Ibrahimović este cotat la suma de 35 milioane de euro și valorează de 4,3 ori mai mult decât toți cei 22 fotbaliști moldoveni. Conform statisticii, da, el valorează foarte mult, dar să nu uităm că echipa Moldovei a jucat împotriva la multe naționale, care, de exemplu, chiar să luăm și, adică cu echipele care am obținut noi succes, deci cu echipa Finlandiei. Acolo tot erau jucători foarte de valoare, poate că valorau mai mult ca tot lotul naționale. Dar nu asta contează pe teren, cine valorează, pentru că fotbalul în ziua de astăzi este foarte echilibrat. Cine dă totul, cine își dorește mai mult în ziua aceea, același va câștiga. Când выходишь на поле, то есть ты весь в игре и ты не думаешь уже там Ибрагимович это или там Криштиану Роналду, ты просто выходишь и начинаешь играть, и то есть я не знаю, против, наверное, таких футболистов наоборот удовольствие получаешь, когда играешь против классных игроков. Nu cred că contează valoarea lui ca sumă, cred că fiind grupați putem să-l anihilăm și nu doar pe el, ci în tot lotul Suediei. Nu are importanță cât valorează. Noi depindem și ne-am mostrat acest lucru că fotbalul a ajuns la un nivel că nu-s favorit înainte de meci. Nu trebuie să ieșim pe teren și să dăm totul de noi și eu sunt convins dacă o să facem un joc bun, o să obținem o victorie în acest meci. Moldova cu 6 puncte ocupă locul 4 în grupa E din preliminariile Euro 2012, în timp ce Suedia cu 9 puncte este pe locul 2, dar are un meci mai puțin disputat.